Salut, Bivan, ziua unui episod din GTA Online, sunt aici împreună cu pisica. Bună! Și astăzi vom porni la drum cu două mașinuțe noi. S-a lansat un update destul de mare în GTA și din ce observăm noi aici, arată destul de bine. Bine, asta de ce arată ca mașina lui Mr. Bean? Da, și uite, sunt mai înaltă decât mașina asta. Bă, dar chiar adevărat toată... Bă, cât de mică e! În afară de asta s-a lansat și un elicopter, hai să vi-l arătăm. Nu uitați să apăsați butonul de like dacă vă place GTA Online și dacă vreți să readucem seria pe canal. Chiar sunt curios de chestia asta. Uite, hai să vedem dacă reușim să strângem peste 7000 de like-uri și dacă reușim, vom readuce seria pe canal, bineînțeles. Bun, hai să vedem. Deci, în primul rând, mă interesează pe mine la Elitas, Sea Sparrow se numește. Sea Sparrow costă 1.815.000, dar faza interesantă la elicopterul ăsta este că aterizează pe apă. Da? Deci e micuț, așa, este elicopterul din GTA Vice City. Dacă mai știți voi elicopterul ăla din GTA Vice City, fix ăsta e. Și la Legendary avem Vapid Flash GT. Așa. Este o mașină de raliu, din ce mă uit eu aici cu toate chestiuțele alea, așa. Și după aia la Southern San Andreas avem Winnie EC Classic, Winnie, cum se numește. Deci nu știu, sunt foarte curios să văd cum se tunează. Deci eu o să iau pe asta roșie, hai și tu în asta roșie ca să te scot din garaj. Și mașina ta e undeva afară? Da, e afară. Așa. Și o să luăm mașina lui pisica, bine, o să ia ea. Eu am să o tunez pe asta și pisica o să tuneze pe aia ei. Mamă, cum arată frate asta mică, ești nebun. E mică rău. E jumate cât a mea, doamne. Încapi? Da. Dar puțin genunchi, dar e ok. Doamne, ferește. Bă, da, asta a mea. Uite cum are spatele ăla. Deci da. Zici că e dublă la spate. Mamă, se ține bine pe strada, e nebun. E de aia GT sau... Da, 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 zici că e un... Dar nu știu exact ce-o fi. E mașină de raliu cum are... Cum au tipii aia care fac raliuri și nebuniște. Deci este fix aia. Și am raliu. Și am uitat cum se cheamă. Dacă știți voi cum se cheamă mașina asta mea, scrieți-mi în comentarii. Și de asemenea, hai să facem un hashtag special pentru episodul ăsta, ce zici? Hai. Hai să facem hashtagul Mr. Bean. Asta vreau să zic eu, Mr. Bean. Aoleu, am făcut accident. O repare acolo. Da, da, s-a spart. Mamă, cum se sparge, cum se strică asta. Da, Mr. Bean, o să trebuie să le tunăm rapid pentru că vreau să vedem și elicopterul ăla. Dar chiar mă gândesc, am niște idei pentru episoadele de GTA destul de interesante. Acum, na, nu știu pe exact cât de des putem să le facem. Depinde în funcție și de cât de mult vă plac vouă episoadele, dar o să vedem. Bun, eu am ajuns deja tu. Și eu. Așa, hai să ne tunăm mașinuțele. Ia să vedem. Engine. Sunt curios cât de repede se duce. Pot să pun exhaustul pe laterală. Ok. Nu știu exact cum avem Mr. Bean aici. Dar nu vreau pe laterală, că cred că tot... Tot în spate. Tot stock-ul mi-mi place cel mai mult. Explosive, nu vreau front bumper. Ia să vedem. Cred că tot pe culoarea stock. Doar că să o fac mai joasă. Wow, ce periculoasă arată așa. O fac așa. Pe stock arată bine. Uhuhu, frumușică cu carbon. Bun, headlights. Sunt curios cum apare la tine. Și apropo, aveți episodul PC5 în chat? În chat, doamne, zici că-s live. Aveți asta în descrierea videoclipului. Vă duceți pe la pisica pentru că vedeți cum tunează ea. Eu acum nu pot să vă arăt cum tunează ea, știi? Nu, cum poți să-i faci spatele, da? Poți să-i pui nebunii de alea pe... E interesant, dar... Nu-mi place asta... Eu am de alea de raliu. Las așa... Wow! Păi asta poți să-i faci așa, că... Asta ce frumoasă e! Nu-mi plac astea. Asta junk așa? Sau asta? Cred că asta îmi place mai degrabă. Cu roșu și cu negru. Arată super. Bun. Hai să vedem la... Poți să scot motorul pe afară. Pe bune la aia, mică? Da. What? Și acolo un micuț motor de jucărie. Mi se pare straniu pentru că e așa micuț, să zici că e de jucărie, dar... Aparent s-ar putea să fie o mare bestie pe șosea. S-ar putea să fie o mare bestie și noi nu știm. Și livery, s-o fac de curse, nebunii de genul. Și la mine am livery-uri. Dar nu vreau. Nu-ți place? Păi vreau să fac mașina de Mr. Bean. Am înțeles. Bă, pe verdele ăsta ce mișto ar fi. Dar de ce nu mă lasă să-l pun? Ia să văd ce alte culori mai sunt. Clasic. Pe verdele ăla arăta genial. Bă, deci eu n-am dat în loc încă la verdele ăla, mă oftic. Da, și joci de atâta timp. Da, e, dar nu, pentru că nu fac chestiile alea, trebuie să faci niște chestii specifice. Ca să poți să dai în loc la aia, știi?
secondary color chloror, color crom. Să fac bara din față cromată. No, parcă o strică. Trim color. Pot să-mi fac astea dinăuntru, altă culoare. Da, și eu la fel pot. Vreau să mă fac negru și atât. Nu vreau altă culoare. Cred că negru am să le las și eu. Sunt mai așa, mai stealthy. Partea de sus. Pot să fac roșie ca să dea un pic de contrast. Sun strips. Pot să-i pun de asta ca să pară ca și cum ar fi la raliu. Skirts. Frumos, frumos. Îmi place. Spoilerul pe spate. Frate, deci poți să-i pui niște spoilere nebune, dar eu am să-i pun unul care se potrivească. Uite, ăsta se potrivește cel mai bine. Așa. Du-te de aici, poți să-i pui și spoiler pe spate. Dar nu știu cum avea Mr. Bean. Avea bagaje sus? Nici eu nu mai țin minte cum era, dar na. Wheel type, hai să-i dăm un sport, hai să-i dăm un chrome. Cred că o să le pun pe astea. Cromate, uite, cred că astea să le pun. Cred că arată bine. Wheel color nu pot așa pentru că am pus cromate, dar așa, tire enhancements bulletproof. Sunt multe la reducere. Black. N-a băgat de seamă. Windows. Las roțile alea. Bă, eu am terminat-o pe a mea. Wow. Wowie. Mamă. Mamă, cum arată. Gata. Cum arată nebunia asta de mașină. A, uite-o, mă. Aoleu. Scuze, Ana, nu te-am văzut. Mi-a apărut. Băi, să te uiți pe filmare. Jur că nu te-am văzut. Te-ai spunat pe mine, ce zici? Te-ai spunat pe mine. Îmi place că e. Parcă e viteză umană, o simt viteză umană. Lă, ce tare e, deci nu cred. Ce faci, arăți degetul? Da, ca ce făcea și Mr. Bean. Băi, de jucărie! Du-te cât ești mic, eroie, nu cred. Asta e cea mai mică mașină din GTA, cred că. Cred că e cea mai mică mașină din GTA. Cred că e cea mai mică, cred. LOL, frate, cât de mică poate să fie, nu cred. Ia, poți să mi-o dai și mie puțin să văd dacă încap în ea? Nu. Hai, te rog. Te rog. LOL, uite, intră și tu la mea să vezi cum e. Bă, dar e viteză umană, nu e. Îmi place cum ai tunat așa cu leu ăsta așa. Tu știi care ce vă observ eu la ea? Suspensiile, parcă se lasă pe o parte pe alta așa când conduci. Uite, vezi cât de tare se lasă pe parte când e curba? LOL, bă, deci îmi plac prea mult mașinuțele astea mici. Și faptul că are un mini... Faptul că are un mini motor acolo... O face haioasă. O face super haioasă, deci îmi place la nebunie. Bun, hai să mergem să luăm elicopterul să-l vadă și ei. La unde trebuie să mergem? Trebuie să mergem la armată. Deci o să trebuiască să conducem puțin. Avem 3 mile, nu știu dacă poți să te ții tu după mine 3 mile. N-ai tu idee ce turbo am aici, pun eu. Ai turbo, turbo bun? Da. Bă, nu știu ce să zic. Nu știu ce să zic, a mea e destul de viteză umană acum, na. Acum, na. Eu dau blăniță de urs. Da, și eu dau, dar nu vreau să fac accident. Faza că eu mi-am luat elicopterul ăla, dar nu știu exact unde mi-l pune, pentru că am încercat să-l sun la Pegasus și nu mi l-a adus. Și când m-am uitat acolo la descriere, scria că e exclus din Pegasus și că trebuie să-l bagi într-un hangar personal. Hangar personal ce se referă? Da, adică de la hangar militar. Așa mă gândeam și eu. Adică asta e singura chestie la care mă gândesc că ar putea să fie. Mamă, nici nu-mi place mie drumul ăsta întorc Tokyo de aici. Păi de ce? E prea periculos pentru mine. Adică ți-e frică, vrei să zici? Sunt limitată. Ți-e frică? Nu. Ulo! Mamă, dar e viteză umană nu în sensul că are un fel de top speed mare ca X80, dar în sensul că prinde suficientă viteză și se și controlează bine mașina asta pe care o conduc acum. Aia ta îmi place extrem de mult la cum arată. Cred că e cea mai mică mașină din tot jocul. Da, știu că mai era una băgată de clasic așa, dar parcă e mai mare aia. Bă, eu n-am văzut una să fie atât de mică. Nu, cred că e singura. E singura care e atât de mică. Și poți să-i pui spoiler de la mare pe spate, ca de curse, poți să-i bagi de ăsta, livery. Super tare, deci mi se pare genială mașinuța aia mică. Bine, și asta e mișto, e foarte mișto, nu zic nu. Dar aia parcă este vedeta update-ului, ca să zic așa. Bun, hai să vedem. Și dacă vreți să vedeți cum o conduce pisica și asta și să vedeți mai multe de la mașinuța aia, aveți link în descriere către episodul ei, să vă duceți și pe la aia să-i lăsați și acolo un like. Așa, bun. E interesant și să vezi din ambele perspective până la urmă. Da.
Eu mai am 1,60, tu? 2. Bă, te ții bine, nu te ții rău. Am crezut că mergem mai încet decât atât, dar cred că odată ce ai tunat o se ține. Da, se ține bine și ia viteză, o simt că ia viteză, dar sunt foarte multe curbe și cred că la curbe nu se descurcă atât de bine, nu? Nu. Alunecă, știi, cade drift, știi. Da, dar tu vezi că în momentul în care tu o cotești, se lasă pe parte? Se lasă cu suspensie pe parte foarte tare? N-am mai văzut în GTA până acum, decât în GTA 4 știu că se lăsau mașinile foarte tare pe o parte așa când le coteai. În rest, nu prea am mai văzut. Dar... Hai că băgăm vitezucă. Băgăm vitezucă. Bă, dar eu am ajuns la baza militară, dar o să vreau să intru prin laterală. Știi că era... Din noi înainte... Adevărat, eu dacă intru acolo mă prinde poliția dacă nu sunt... Nu cred, n-ai de ce. Hai că facem securo servo. Dar nu cred că are vreo legătură, dar nu, uite... Nu știu, n-am încercat până acum. Că îți dau o... S-am dat invite acum. În Securo Serve. N-ar trebui în principiu, hai, să fim siguri, știi, să nu avem probleme cu poliția. Că e armată. Bine, mă, normal nu cred că dacă avem hangarul la cumpărat, nu cred că... Păi și tu l-ai cumpărat, corect? Da. Păi atât timp cât tu l-ai cumpărat, te lasă să intri. Dar dacă ești pe Securo Serve meu, am impresia că te bagă în hangarul meu dacă vii aici. Hai să vedem. Știu că, cred că ți l-ai cumpărat și tu, dar faza e că mai degrabă să-l... Arată-l doar tu. Să mergem amândoi cu el, știi? Da. Că avem două locuri în el oricum. Doar că trebuie să mă duc să-mi schimb locurile pe aici, că nu cred că mi l-a băgat automat. Că aici, da, am... Schimbă. Știi ce am aici? Am avionul ăla imens. Mamă, frate, cât de mare e. Ba da, mi l-a băgat automat. Ok, perfect. Bă, dar pe mine, pe unde Dumnezeule mare mă ia? Dacă vin eu și te iau. M-a luat pe alt drum. Ma, dar e drăguț, e drăguț rău de tot, e micuț, e fix ăla din GTA Vice City. Vrei să aterizezi pe ușor 100 de ani? Da. Ah, ok, atunci, mai bine. Este fix elicopterul din GTA Vice City, fără niciun mișto. Care are două chestii de-alea plutitoare, care să aterizeze pe apă. Da, faza că nu știu, te poți urca din apă, ar trebui. Păi ia da. Să vedem, hai să facem un test. Lol. Aulă, cere ce, doamne, cere ce. O, nu. Max, o să răcesc. Ce să-ți fac? Hai să vedem dacă te poți urca din apă. Da, mă, se poate, uite. Pă, dar asta înseamnă că o să putem să facem misiune în apă. Adică, gen, să iau pe cineva din apă direct. Da. Dar cred că cred că se mai pot pune vreo doi pe laterale. Cred? Da, mă, ai dreptate, uite, vezi că sunt, da. Oare? Dacă mai era un elicopter sau un avion, nu știu exact, care tot așa putea să aterizeze pe apă și știu că se putea urca și în laterală. Asta ar fi interesant, dacă chiar am putea să facem chestia asta, nu știu sigur, dar rămâne de văzut. Oricum, foarte tare, mie îmi place update-ul ăsta destul de mult, este un update mare, adică în momentul în care ei bagă două mașini într-o dată și un elicopter, putem să-l denumim un update mare, având în vedere că ei nu au mai făcut update-uri recente, multe, deloc. Știi, obicei când mai fac, bag decât o singură mașină. Bag o singură mașină la săptămână sau whatever. De exemplu, săptămâna trecută n-am băgat nicio mașină. Da. De asta nici n-am făcut episod, că nu prea am avut ce să vă arătăm. Dar uite, dacă aveți voi și idei pentru episoade, poate facem episoade și când nu sunt update-uri, știi? Pentru că, din ce am înțeles, nu o să mai fie atât de multe update-uri. Pentru că da. Se pregătesc că ei trebuie să-și lanseze un nou joc la Red Dead Redemption 2. Care să fie un fel de GTA în vestul sălbatic. Abia așa. Adică pe căluți și astea. Pe și căluți, clar o să bagi și online. Și îmi imaginez, îți fur calul tău, tu mi-l furi pe al meu, ne tunăm caii. Ne tunăm calul. Hai să facem un test, hai să vedem cât de tare pot să arunc cu elicopterul ăsta în jos. Ce zici? Hai. Deci crezi că se scufundă? Eu nu cred. Dacă coborâm drept, eu nu cred că se scufundă. Hai să vedem. Deci o să-l dau tare, tare de tot în jos. Să vedem cât de tare se duce ea. Ba da! Ok, deci, ce învățăm noi de aici este faptul că trebuie să-l aterizezi lin pe apă, nu să te arunci cu el. Deci dacă atinge elicea, apa, s-a zis cu el, practic. Tu mai poți să mai ieși de acolo? Da, am ieșit cu fundul sus. Aoleu. Bun, măi, cam atât a fost cu episodul ăsta, sper că v-a plăcut. Na, v-am zis, dacă vă place GTA Online, dacă vreți să mai facem și alte episoade, nu uitați să apăsați acolo butonașul de like. Nu uitați că în descriere veți avea canalul pisicii, să vă duceți și pe la și lăsați și acolo un like. Aș aprecia foarte, foarte mult și dacă sunteți de la ea de pe canal, de ce nu, domnule? Veniți și la mine, nu?
Păi, da. ce facem aici? Pă bune, ce facem aici? Bun. Ia să, hai să ajungem la mal măcar. Doamne, deci sunt toți pe haine. Bun, ne auzim data viitoare. Pa, pa. Pa.